asta e întrebarea complicată, creativitate și tehnologie. Nu cred atât de mult că tehnologia în educație, în mod special, ar putea să aibă atât de mult impact precum îi prescriem la momentul ăsta. Trăim într-un avânt ăsta nerezonabil, aș zice eu, de digitalizare și toată lumea crede că ăsta e the holy grail, cumva. Tehnologia o să ne rezolve, digitalizarea și tehnologia o să ne rezolve problemele din educație. În momentul în care faci un top 10, dacă vrei, sau un top 3 al marilor probleme din educație, niciuna din ele nu o să fie rezolvată prin tehnologie. Nici măcar una din ele. Și aș putea să vorbesc foarte mult despre asta. Personalizarea actului educațional, relației educaționale, nu o să se rezolve prin tehnologie. Din potrivă, tehnologia depersonalizează relația respectivă. Tu ai impresia că personalizează fiindcă îi dă copilului lucruri mai personalizate, mai asociate cu interesele sale, ai zice. Da? Și asta este adevărat, cu siguranță. Însă valoarea personalizării în actul educațional nu vine din faptul că fiecare citește ceea ce îi se potrivește lui, ci prin relația personală pe care o are cu dascălul. Evident că cele mai de impact intervenții educaționale sunt cele one-on-one, de aia coaching-ul funcționează, cred că am mai spus asta și azi. Asemănam cumva idealul din punctul ăsta de vedere cu educația primită de Alexandru cel Mare, de Aristotel, a fost dascăl. Da? Adică e o relație one-on-one de mentorship în care tu transmiți și altceva decât doar cunoștințe. Deci când vorbim despre personalizare în actul educațional, de fapt la asta ne referim, la faptul că dascălul transmite nu doar cunoștințe personalizate pentru copilul respectiv, ci și expertiză, valoarea exemplului. N-ar trebui să ignorăm valoarea exemplului. Mulți dintre noi ne-am făcut un anumit lucru fiindcă admiram un anumit profesor care era un anumit lucru. Adică n-ar trebui să negăm că există un impact acolo. Și în cele din urmă, dascălul într-o relație de mentorat și într-o relație personalizată transmite și valori care sunt asociate evident cu domeniul pe care îl studiezi. În lipsa lor, nu ai personalizare. Personalizare doar prin intermediul faptului că ai informații mai adecvate intereselor tale. Nu despre asta vorbim când vorbim despre personalizare în educație. Deci cumva, și asta a fost doar un exemplu. Tehnologia nu o să rezolve cea mai mare parte din acele probleme pe care le vedem ca top 3 sau ca top 10 probleme în educație. Aș putea continua pentru a discuta despre fiecare, dar n-avem timp acum. Deci nu cred foarte mult în tehnologie. Cred că e un bandwagon, e cumva o nebunie în care toată lumea urcă așa pe trenul ăsta care merge foarte repede, sperând să le rezolve problemele. Cred că e nevoie de mai mare aplecare asupra problemelor în sine și de o mai mare, o mai profundă privire asupra tehnologiei ca doar un vehicul, dacă vrei, un instrument pentru rezolvarea problemelor respective. Dar tehnologia în sine nu o să rezolve absolut nimic. E o opinie personală și probabil e contra sistem, nu? Contra curent la momentul ăsta. Da.